Bună ziua și bine v-am găsit, astăzi suntem pe 3 septembrie și vreau să vă prezint și stupul termos. Sunt și eu curios de el, îl fac în teste, îl pregătesc pentru teste. Acesta este fica celei măci roșii și ea este matca roșie. Acolo ați văzut, avem 3 rame de puiet și avem matca încă ouă, mai restrâns, dar ouă. Și să vedem dacă stupul termos are vreo influență asupra acestui fapt, adică dacă are vreo influență în cantitatea de puiet sau nu. Ce am făcut eu la acest stup, nu-i mare lucru, ulei esențial ca la celelalte colonii, exact același tip de îngrijire, doar că singura diferență este că el este stup termos, să zicem așa, da? O să mă chinui un pic cu scoaterea primei rame. Așa e când nu umbli des în stupi. De aici poți să îți dai seama când umbli des într-o familie sau nu, cum se prezintă ramele. Aici avem păstură. Asta cred că se vede. Iată ce păstură frumoasă aici. Aruncăm și noi o privire. Acum, pe lângă stup, mai e nevoie și de matcă bună. Iată, asta e prima ramă. Avem ceva puiet, foarte puțin aici. Avem și aici. Și avem și ouă. Deci asta e prima ramă cu puiet. Diferența față de matca cealaltă este că ea este tânără, de anul acesta. Dar caracteristicile ei sunt aceleași. Iată o a doua ramă cu puiet și avem și matca aici. Avem puiet pe ambele părți. Și ouă matca. Bine. Umblu mai finuț cu această ramă, fiind matca pe ea. Ceea ce am observat eu la matca, așa aruncând o privire, este că este încă bine dezvoltată, ceea ce înseamnă că încă o să mai depună ouă un timp. Iată, avem și pe această ramă, avem puiet.
pe ambele părți. Iată, zona aceasta. Treia ramă cu puiet. Acum ar trebui să fie ultima dacă facem o comparație cu mama acestei măci. Iată, aici avem o ramă care am dat-o eu în mijloc cuibului, dar tare mie că n-am făcut altceva decât am spart cuibul în două și ați filmat că s-a restrâns pe aceste trei rame și cam asta este. Acum o să o dau margină. Așa de curiozitate am zis, hai să vedem. Da, s-a întâmplat ceea ce era de așteptat, n-are niciun efect. Păcat că am făcut acest lucru și că obții o ramă cu puiet, nu obții nimic. Ba, posibil să faci mai rău, adică să împarți cuibul în două și matca să nu mai opă ramele celelalte. A funcționat ca o diafragmă. Din fericire, matca a sărit acea ramă. Și aici avem puiet larvar. În această zonă avem puiet larvar. Ar fi a patra ramă cu puiet. De acum fiecare albină este importantă. O altă ramă. Aici avem oat. Iată, avem puiet larvar care vine căpăcit. E pe a cincea ramă puiet. Noroc că matca a sărit acele rame. Acea ramă care am dat-o eu, ci că am făcut și eu o probă, dar nu e. S-a întâmplat ceea ce știam oricum, dar na, am zis că e stupul termos, poate, poate. Albina tot la fel se comportă în orice stup, poate fi el. Orice, doar temperatura e diferită, adică avem o temperatură constantă în acest model de stup. Și așa se ramă cu puiet și avem și ouă. Iată ce frumos aici. Pot să zic că este o diferență destul de mare. Avem cantitate de puiet dublu față de un stupul obișnuit. Doar că era corect să avem măci tinere, da? Nici aceea nu-i bătrână. Iar aici avem o ramă cu mâncare. Dar n-are rost să o mai scot. Bun. Cam atâta cu stupul termos. N-avem ce să-i mai facem altceva.
Așteptăm să vină octombrie să pregătim pentru iarnă. Ați văzut, urmăriți ambele filme din data de 3 septembrie, deci aceasta și filmul anterior, și veți vedea că aici avem cantitate dublă de puiet. Nu pot să pun seama pe stup deocamdată. Este o comparație, da? Arătăm bine. Și ce trebuie menționat e că în afară de uleiurile esențiale n-a primit nimic. Bun, până data viitoare, numai bine!